Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, prețurile carburanților sunt tot mai mari de la începutul acestui an. Spre exemplu, astăzi în București, benzina standard se vinde cu un preț cuprins între 6,50 lei și 6,73 lei de bani, iar motorina standard cu un preț între 7,67 lei de bani și 7,84 lei de bani. Cel mai mult s-au scumpit carburanții în a doua parte a lunii ianuarie. Spre exemplu, la nivel național, prețurile au crescut în medie pentru benzină cu 21 de bani pe litru, iar pentru motorină cu 37 de bani pe litru. În tot acest context, guvernanții au un calcul să reintroducă compensarea cu 50 de bani pe litru care s-a aplicat pentru benzină și motorină, dar asta spun surse oficiale doar în situația în care prețul motorinei ar urma să ajungă din nou la 9 lei. Reprezentanții companiilor petroliere nu exclud noi scumpiri la pompă în perioada următoare și asta pentru că spun ei, începând cu data de 5 februarie, Uniunea Europeană urmează să introducă un nou set de sancțiuni la adresa Federației Ruse. Mai precis, Uniunea Europeană va renunța la importurile de benzină și motorină din Federația Rusă. Cele mai mari probleme ar putea să apară tocmai la motorină și asta pentru că rafinăriile europene nu produc suficientă motorină pentru a asigura necesarul de consum și tocmai de aceea statele europene sunt nevoite să apeleze la importuri.